Accidentul de muncă s-a produs ieri după amiază în jurul orei 16. Mai mulți muncitori lucrau la un șanț adânc de circa 4 metri, săpat pentru introducerea canalizării. La un moment dat, un mal de pământ s-a surpat și a acoperit doi angajați ai firmei care a contractat lucrarea. Unul dintre bărbați a fost scos de colegii lui, dar al doilea, un tânăr de 31 de ani, a rămas prins sub bolovani. Intervenția de salvare a durat circa 5 ore. Pentru salvarea victimei s-au deplasat acolo două auto speciale de lucru cu apă și spumă și o auto specială de descarcerare. În sprijin au venit colegii de la SMUR București cu o ambulanță și cu un elicopter. Nu a mai fost nevoie de intervenția elicopterului pentru că victima, așa cum ați văzut și dumneavoastră, victima a fost conștientă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, pe tot parcursul intervenției, muncitorul a fost conștient și a colaborat cu echipele de salvatori. I s-a dat ceai și pături pentru a evita un șoc hipotermic. După 5 ore în care pompierii au lucrat într-un mediu extrem de periculos, deoarece spațiul era foarte îngust, iar malul se putea surpa pentru a treia oară, bărbatul a scos cu bine și transportat de către ambulanța SMURD la Spitalul Municipal București. Am înțeles că tu l-ai scos. Da, a ieșit totul bine. A fost un pic mai greu, dar... Spune-ne unde erai când s-a dărâmat. Pe partea cealaltă. Și când ai văzut ce ai făcut? Am zis în ajutor. E normal, nu? Când am venit de la serviciu, am auzit că s-a întâmplat, că s-a prăbușit și mal. Am venit aici și când am venit, l-am văzut acolo. Jos și atâta tot. Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu a demarat încă de ieri o anchetă în acest caz. Potrivit specialiștilor ITM, bărbatul purta echipament de protecție, accidentul de muncă producându-se într-o zonă nesecurizată a șanțului. Din primele cercetări efectuate către inspectorul de muncă, rezultă faptul că cei doi muncitori nu se aflau în zona unde era asigurat malul, ci în altă zonă unde nu era asigurat și cred că ăsta este unul din motivele care s-a întâmplat accidentul respectiv. Însă concluziile finale vor fi date la terminarea anchetei. Tânărul a fost externat astăzi din spital, starea lui de sănătate fiind bună.